Este o carte în care trăiește dragostea mea pentru copii. Astfel apreciază scriitorul Vasile Romanciuc noua apariție editorială, Antologia. Toate întâmplările se prefac în cuvinte. Printre rândurile de poezie, cititorii pot descoperi și amintirile scriitorului despre propria copilărie. Orice literă e plină de căldură și lumină. Vrei frumos și drept să crești și puternic să citești. Dacă ai aripi de carte, zbor mai sus. Vezi mai departe. Pe aceeași undă a înălțării și a descoperirii valorii lecturii și a poeziei lui Vasile Romanciuc, transmise cu inspirație de actrița Olesea Sfeclă, se aflau toți participanții la lansarea antologiei Toate întâmplările se prefac în cuvinte. O selecție din cărțile anterioare, o carte în care trăiește dragostea mea pentru copii. Este o carte în care trăiește însăși copilăria mea. Mi-e drag ca toate întâmplările frumoase ale copiilor să se prefacă în cuvinte la fel de frumoase. Până când va ajunge la micii cititori, noua antologie a fost lecturată de confrații de condei ai lui Vasile Romanciuc. E o poezie respirație liberă, adică nu forțează nota. S-ar părea că cuvântul pe care le adresează e din limbajul celui din fața lui. La momentul când îl captează, deci autorul duce acolo unde îi trebuie și unde e mesajul nuclear. Pentru asta trebuie să ai talentul lui Vasile Romanciuc. Vasile Romanciuc are o capacitate formidabilă de a vorbi pe înțelesul fiecărei vârste. Are poeme începând cu Grădinița și ajungând la Senectute. Are un fel de a privi în ochi direct, de a spune sincer și de a transmite o emoție care nu poate fi contrafăcută. Eu cred că Vasile Romanciuc încă mai are multe de spus în poezii pentru că are capacitatea de a se reinventa mereu. Locul scriitorului e la masa de scris, ne-a spus Vasile Romanciuc, un refugiu necesar în care va continua să-și scrie cărțile atât de așteptate de cititorii de toate vârstele.